eforturilor făcute de țările implicate în grupul de la Minsk, care au invocat principiile dreptului internațional, au enumerat trei dintre ele, care fiecare în felul său este prioritar pentru Azerbaijan, chestiunea integrității, pentru Nagorno-Karabakh, chestiunea principiului autodeterminării popoarelor și pentru întregul Caucaz, neutilizarea forței și să salute crearea foii de parcurs care stabilește pașii pentru normalizarea situației din Karabakh. Cum se face, dacă aveți cunoașterea acestui lucru, cum se face că cea mai vocală putere mondială pro-cauzei armenești este Franța? Franța are, ca și România, o tradiție a legăturilor cu poporul armean. Franța și România au fost primele țări, întâi România și apoi Franța, care și-au deschis porturile pentru emigranții armeni. În Franța trăiește o comunitate de jumătate de milion de armeni care este influentă și care are personalități de primă mărime, are culturii și cercurilor de afaceri europene. Toate acestea au făcut ca în timp Franța să fie mai aproape de chestiunea armeană. Franța a fost prima țară, i s-a alăturat și Elveția, care a votat o lege similară celei privind negaționismul împotriva Holocaustului. În Franța este pedepsită atitudinea de negare a genocidului 1915. Trebuie să adaug ceva legat de țara noastră. Eu, ca armean în România, am avut un statut privilegiat. În România e un titlu de onoare să fii armean. Noi am simțit întotdeauna din partea poporului român o căldură. Am întrebat de când. O căldură și... E un lucru care trebuie să vă spun, sau... Da, trebuie să... Întotdeauna. De când s-au stabilit primii armeni în acum 1000 de ani, și apoi privilegiile date de Alexandru cel Bun, de Ștefan cel Mare. Nu uitați, Ioan Vodă a fost armean, el se ruga în armenește și a murit pentru România, pentru Moldova. Nu a existat în istoria modernă a românilor un singur eveniment istoric major în care să nu fie armeni. Unii dintre ei cu roluri excepționale, de pildă la 1877 în război, când Osman Pașa la Plevna s-a predat, el s-a predat unui colonel de origine armeană, care se numea Cerchez. Am avut generali extraordinari, generalul Zadic, am avut Vasile Conta, favoritor de școală națională, Garabeti Brăileanu, Trancu Iași, primul ministru al muncii. Nu mai insist pe această temă. Mi-ați răspuns implicit la o întrebare pe care o avem. Ce reprezintă Armenia pentru spiritualitatea? Vedeți, mai e ceva. Minoritatea armeană din România se bucură de drepturi politice și sociale mai mari decât orice altă minoritate armeană de pe glob. Dumneavoastră ați tradus cu politețe termenul utilizat de autoritățile armene. Termenul acela putea fi tradus ceva între consternare și uluială. Și nu nedumerire. Nedumerire am exprimat noi armenii din România. Și vă amintesc că e prima oară de când sunt eu președinte de 20 de ani, când Uniunea Armenilor ia o poziție în legătură cu un gest internațional al României. Ei bine, autoritățile armene sunt șocate de această schimbare a atitudinii a României din ultimii ani, cu deosebire începând cu mandatul actualului președinte, față de poziția tradițională României, care era de apropiere față de Armenia și de neutralitate în Caucaz. Nici Armenia, noi nu cerem părtinire a României. Nu cerem să țină parte a Armeniei. Cerem o poziție neutră și constructivă. Orice poziție... Schimbarea de macaza spune orice, pe seama... Orice poziție părtinitoare nu slujește procesului de pace din Karabakh. Probabil că autoritățile române de azi au sentimentul că dacă sunt părtinitoare, Azerbaijanul va fi mai generos în relațiile economice. Eu cred că nu se pot baza pe astfel de atitudini relații statornice între două state. Ca observator din afara Armeniei, ca armean din afara Armeniei, cum ați clasifica comportamentul în planul politicii externe? Armenia este mai aproape de Moscova sau mai aproape de Washington? Având în vedere existența unei comunități importante armene în Statele Unite, Statele Unite a fost îndeosebit atentă în legătură cu Armenia și gesturile de prietenie au fost numeroase. În același timp, având în vedere proximitatea geografică, aș putea spune că Rusia contribuie nemijlocit într-o proporție mai mare
la securitatea Armeniei și relațiile cu Rusia pot fi, socotite, relațiile cu Rusia pot fi socotite, dacă nu mai strânse, în orice caz mai complexe și pe un spațiu, pe o gamă mai largă. Să termin ideea, avusese și un rol activ Federația Rusă în influențarea teatrului de război dintre Azerbaijan și Armenia. Însă fără ca Rusia să se fi implicat în mod direct. De altfel, nici Armenia nu s-a implicat în mod direct. Firește că Armenia n-a negat niciodată implicarea unor voluntari armeni în acest conflict, armeni care nu trăiau în Karabakh. Am făcut un comentariu al unui jurnalist britanic publicat în decembrie 2009, care spunea la un moment dat că soarta provinciei este soarta unui popor care trăiește cu fundul pe un butoi de pulbere, un conflict exploziv mulțumită, cu ghilimele de rigoare, mașinațiunilor puterilor lumii, Statele Unite și Rusia, pentru interesele economice. Lucrurile sunt chiar mai complicate. Armenia a fost în diagonala panturcismului. Armenia istorică a fost în mare parte în teritoriul Imperiului Otoman. În perioada 1895-1922, jumătate din Armenia au pierit în masacrele îndreptate de autoritățile otomane împotriva etniei armene. Acela a fost primul genocid al secolului 20, potrivit definițiilor date la 1948, și sper ca până la comemorarea unui secol, 1915, acest genocid să fie recunoscut. Este un spațiu geografic extrem de complicat și Armenia trebuie să își asume aceste riscuri pe care le-a avut, ale izolării în primul rând și în al doilea rând ale proximității cu Rusia, cu Turcia, cu Iranul, și care fiecare ridică propriile provocări în planul diplomatic. Domnule Vosganian, mai colecționați șoapte? Mai culegeți șoapte? Acum romanul Cartea Șoaptelor s-a tradus în Spania. Am înțeles că e una dintre cele mai vândute cărți de literatură străină din Spania. Cu ajutorul cărții dumneavoastră se va traduce în Italia. Am reușit să cunosc un personaj, un alt armean, Stai Pelochian. Mai trăiește în contextul politic actual? Un lucru este interesant și dramatic în felul său. Acest Stai Pelochian era îndemnul pe care armenii care se repatriau în Armenia, îl trimiteau armenilor de acasă. Păcăliți de bolșevici. Da, spuneau complimente domnului Stai Pelochian. Acum mulți armeni din Armenia, din cauza izolării și condițiilor economice precare, și-au căutat un destin în altă parte. A existat un fenomen de migrație din Armenia către alte locuri. Și dacă în anii 50 armenii care plecau din România erau amenințați cu deportarea în Siberia, astăzi sunt armeni care se duc de bunăvoie în Siberia ca să caute un loc de muncă. Iată unde a adus acest conflict înghețat, unde a adus la un moment dat și acest malaxor al geopoliticii care uneori ignoră popoarele care sunt mai mici, dar care au o civilizație care vine de milenii. Armenia este ce reprezintă? Revin totuși cu întrebarea. Ce reprezintă Armenia pentru cultura, spiritualitatea universală? Armenia este o țară a cărei limbă vine din aceeași rădăcină ca și vechile limbi indo-europene, greaca, sanscrita și latina. Este un popor care și astăzi mai are biserici în picioare din primele secole creștine și care în secolul V, când cu excepția bazinului mediteranean, în Europa, pământul era răvășit de copitele cailor, existau universități, existau filozofi, existau gânditori care refăceau într-o primă formă de renaștere gândirea antichității grecești și a existat chiar și un istoric faimos, Moise din Horel, care a fost unul dintre primii care a vorbit de vlahii de la nordul Dunării. Cum se face atunci că dă aparența unui popor retras? Armenii au fost avampostul creștinătății. În istoria lor, ei s-au lovit de popoarele mării, s-au lovit de asirieni, de babilonieni, de perși, de mezi, de grecii lui Alexandru Macedon, de romani, de parți, de egipteni, de perși sasanizi, de turci, de tătari, de ruși. Mai toate marile imperii au brăzdat acele locuri, dar până la urmă, Armenia, iată, ca popor creștin,
a reușit să reziste și eu cred că, domnule apostol, în ce privește civilizațiile, nu trebuie să măsurăm nici cu metrul ca înălțimea munților, nici cu metru pătrat ca înălțimea continentelor, ci cu adâncimile ca la fântâni. Și dacă vrei să măsori fântânile între ele, trebuie să le guști. Așa și cu Armenia. Trebuie să mergi să vezi locurile acelea ca să-ți dai seama că este nu doar un teritoriu al Europei, dar că este un teritoriu al Europei profunde. Mai am o curiozitate. Spuneați în fața plenului Parlamentului, comemorând genocidul din 1915, că noaptea în care Imperiul Otoman a dat drumul la Tăvălug, a murit Daniel Varujan, Daniel cel mai mare poet al Armeniei. El nu a murit. Este vreo legătură cu el, ci cu întregul. Sau doar o coincidență? Nu. Nu este. Tot poet. Da. În acea zi de 24 aprilie 1915 au fost arestați circa 600 de intelectuali armeni. Mulți au găsit sfârșitul. Daniel Varujan a fost dus într-un loc, a fost legat de un copac și ucis cu pietre. Mormântul lui nu se găsește nici astăzi. Avea 31 de ani. El a rămas cel mai mare poet al nostru, al armenilor. El a fost dus în acel loc împreună cu o altă mare personalitate luminoasă a culturii europene, călugărul Gomidas, care a redactat Slujba în limba armeană și care din acel moment al morții lui Daniel Varujan a înnebunit și a trăit două decenii cu mințile rătăcite și a murit după aceea la Paris. Au fost uciși și parlamentarii armeni din Parlamentul de la Constantinopol, dar dincolo de toate acestea, noi comemorăm nu doar pierderea jumătate din poporul armean, dar comemorăm și ziua morții poetului. Atunci când un popor este asuprit, poetul este cel care este adevăratul său conducător și probabil că autoritățile știau asta dacă primul pe care l-au lovit a fost poetul. Domnule Varujan Vosganian, vă mulțumesc în primul rând pentru timpul pe care ni l-ați acordat pentru realizarea emisiunii și vă urez să aveți pace și lumina acasă. Da, eu nu sunt rudă cu Daniel Varujan, chiar dacă această tentație poate exista. El când a murit a spus, urma să nască un copil, a spus să puneți numele Varujan, dar Varujan e nume interesant la armei, pentru că este un nume al de mucenic și de aceea legenda spune că în marea bătălie de apărare a creștinătății exista și un soldat cu nume de Varujan. Cu alte cuvinte, Varujan este numele soldatului și al poetului, ceea ce este un semn că numele de Varujan știe ce-i dorul. Vă mulțumesc încă o dată. Cu mare drag.